Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru biblic în Evanghelia după Marcu, și astăzi avem subtitlul Controverse în Ierusalim. Am învățat și știm că sacinele Domnului nostru Isus Hristos în timpul existenței sale pământești au fost de două feluri. O lucrare avea de făcut în interiorul său, să mențină întotdeauna legătura cu Tatăl său, să nu se îndoiască niciodată că este Fiul lui Dumnezeu ca om zămislit de tatăl său în viața lui Adam și să îndepărteze identitatea falsă moștenită în spiritul său și prin moarte și înviere să creeze o ființă total nouă. El a avut o lucrare de făcut în exteriorul său, o lucrare să-și reprezinte tatăl și caracterul lui acestuia, trăind astfel legea iubirii. El trebuia să conștientizeze pe oameni de autoamăgirea lor interioară și să le arate calea spre viața oamenilor și să facă ucenici și urmași care să continue lucrarea. Putem împărți aceste două lucruri sau aceste două lucrări în lucrarea de preot și în lucrarea de rege. Ca preot, el aduce mântuirea. Ca rege, aduce judecata. Și pentru că el n-a venit pe pământ să judece. El, totuși, a făcut clar, în aceste ultimele zile ale vieții sale, înainte să moară, că el este și rege. Iată că el face câteva acte oficiale al unui rege să-și descopere identitatea sa de rege. Știm că el a fost născut rege, însă, în ultima fază a lucrării lui Sus pe pământ. El își clarifică regalitatea. El încă nu judecă. Tot ce face este o judecată pe dinainte care să-i arate că el va veni într-o zi și va duce judecata finală. Evenimentele care le vom studia acum au loc în Ierusalim și în templu. Iisus pleacă fiecare seară din Ierusalim și se întoarce dimineața, dar locul este Ierusalimul și templul, pentru că aici este cetatea lui David, este locul regal, este locul unde este și judecătoria, am putea spune, Templul, unde este legea lui Dumnezeu. Ca judecător, el este cel mai înalt judecător, este judecătorul suprem, nu mai este altul deasupra lui. Și de aceea el trebuie să exercite o lucrare și să o anunțe pe dinainte, ca oamenii să știe cine este el. Și fiecare va trece prin judecata sa. El judecă și execută în funcție de acțiunile fiecărei persoane. Deci, da, este o lucrare străină aceea de a executa judecata asupra celor pierduți. Dar totuși nu poate nimeni să o facă decât El, Mântuitorul nostru și Regele nostru. De aceea găsim în Marcu 11, de la 1 la 11, această întâmplare în care Isus intră în Ierusalim ca rege. El preia aceeași figură, adică aceeași tipar pe care l-a făcut David cu Solomon. Când și-a încoronat legele, l-a dus pe o măgăriță și din Gihon l-a dus în Ierusalim, ca să intre pe această, în această cale și să urce tronul lui Israel. Și Isus Hristos urmează același tipar, ca fiecare care să o se întâmplă să știe. Și oamenii care mergeau înainte și cei ce veneau după Isus strigau, o sana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este împărăția care vine împărăția părintelui nostru David, o sana în cerurile înalte. Iată că e vorba de împărăție. Ei îl conduc pe regele Iisus în, în regatul său, așa zis. Dar este doar o prefigurare pentru că el va veni odată, dar Regatul lui este Ierusalimul ceresc. El acum doar arată celor care sunt aici pe pământ, Ierusalim, cine este El. Ca tot să-l recunoască cine este. Ca Rege, El a fost prevestit de Zaharia în capitolul 9 cu 9. Saltă de fezelie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihenit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Evident sau nu? Fiecare care au trăit aceste momente au și-au adus aminte de această profeție. Salte de fezelie Ficasionului. Sionului. cine e Sionul? Ierusalimul. Iată că împăratul tău vine la tine. Împăratul tău. El este neprienit. Da, judecător neprienit. Biruitor. Smerit și călare pe mânzul unei măgărițe. Deci, nimeni nu putea să greșească în a identifica evenimentul. Și versetul 10 spune că își vor nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Asta e regatul lui. El va duce pacea, va distruge arcurile de război. Dar când va face aceasta? Și cei care n-au putut să separe un eveniment, de celălalt eveniment, de prima și de a doua sa venire, n-au cum să înțeleagă corect aceste texte. De aceea ei se așteptau că acum el va nimici cale de război. Dar asta este lucrarea care o va face când va veni a doua oară. Isus Hristos, în a doua sa, al, al doilea eveniment, după ce pleacă din Ierusalim afară, a doua dimineață, se întoarce și în drum spre Ierusalim vede acest smochin cu frunze. Și frunzele acelea promiteau că pe acel smochin este rod. Și zice acolo că Isus era flământ. Acum noi știm că foamea Domnului Hristos nu era una pentru hrană, pentru smochine. Pentru că știm atunci când lui era foame și au ucenicii au fost foame și ei s a dus să cumpere ceva de mâncare și s-au întors și l-au văzut cu femeia aceasta mariteancă la fântâna lui Iacov. Când l a chemat la masă, Iisus zice, am altă mâncare de mâncat. Deci foamea lui Hristos e acea foame care el a, a vestit-o o zi înainte când a intrat în Ierusalim. Poporul în jurul lui era bucuros. Dar El, El se, el se cutremura pentru că n-a intrat în orașul care îl primea pe El ca rege. Și a intrat în acel oraș care îl va distruge. O, Ierusalime, Ierusalime, tu care ucizi pe cei pe care le-am trimis la tine. O, de câte ori am vrut să te adun dar iată că acum îți va rămâne orașul gol. E aceeași durere, aceeași flămânzime când el se apropie de acest smochin. Și când a văzut că n are rod, atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: Înveac să nu mai mănânce nimeni rod, din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Și mai târziu, Petru și-a dus aminte a doua zi când trec pe acolo, văd că acest smochin a s-a uscat. Petru și-a dus aminte de acele petrecute și a zis lui Iisus învățător, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. De ce s-a uscat? Cauza era că nu avea rod și acolo unde nu este rod, consecința este moartea. Consecința este moarte. Pentru că am fost puși în această lume să aducem rod. Dar cum să aduci un rod separat de Dumnezeu? Cum să aduci un rod bun, o smochină dulce care să guste bine? Cine reprezenta smochinul? Nu era tot Ierusalimul? Nu era tot? Poporul său ales, care l-a respins. Și Isus spune în veac: Să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Pentru că nu ai rod bun. Consecința este moarte. Isus este încoronat ca rece și intră în Ierusalim. El plânge acolo, nu? Ne repartează marg, dar celelalte uh, evanghelii știm cum Iisus nu este plin de bucurie la intrarea aceasta, pentru că trebuie să judece orașul lui. Și primul act de judecată îl găsim în această judecată a care reprezintă împărăția veche, care reprezintă pe cei care nu și-au făcut datoria pentru ca să l reprezinte pe el corect. Al doilea act a judecății este curățirea templului. După ce a prestemat smochinul, il se duce în templu și îl curăță de acei oameni care acolo au făcut din templu care trebuia să fie un loc de mântuire. Iată ce spune el și învăța și zicea, oare nu este scris... Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. O peșteră de tâlhari. Nu putea altfel să exprime mai cumplit. Ierusalim, mei Ierusalim. Zmochine, zmochine. Templul. Voi l-ați făcut o peșteră de tâlhari. Oare astăzi este același lucru? Acest act juridic este și executarea hotărârii judecătorești. Nu putea nimeni să producă actul și nici nu putea nimeni să judece acest lucru. El, ca rege, trebuia să o facă. Iar apoi l-au întrebat tu cu a cărui putere o faci. A doua zi s-a dus din nou în Ierusalim. Și pe când se plimba Isus prin templu, au venit la el preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Deci cât? Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Deci toată elita s-a adunat în templu acolo și a venit la Hristos. Toți purtătorii de sarcin sau, să zicem așa, de răspundere. Și acolo și-au zis, cu ce putere faci tu aceste lucruri? Și cine ți-a dat puterea aceasta ca să le faci? Acum, spuneți-mi și mie, nu era evident cu ce putere Isus a lucrat la intrarea în Iusalim, la blestemarea smochinului, la curățirea templului? Nu era evidentă autoritatea sa? Nu știau ei exact de unde vine? Isus le răspunde. Și le răspunde cu o altă întrebare cu un tablou care să le descopere lor eroarea minții lor și, să zic așa, împietrirea inimilor. Ei știu. De aceea spune așa. Ioan, botezul lui Ioan. Ioan a venit de la Dumnezeu și -a de la oameni. Și acum, Iisus comparându-se cu Ioan. Ei știau de Ioan. Și atunci ei știau că dacă zice de oameni, o să se supere oamenii, pentru că oamenii credeau că este un profet. Dacă zice că e de la Dumnezeu, Iisus le-a zis, de ce nu l-ați primit? Și așa au mințit. Nu știm. Și atunci Iisus zice, dacă voi nu știți, de ce să vă spun eu? De deci, eroarea era, era completă a preoților cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Ei erau conducători, elita. Toți au fost acolo în templu și l-au întrebat. Și toți l-au respins ca amparat Deși dovezile erau evidente pentru un orb să le vadă. Dar Isus merge în comilă în plus. Povestindu-le pilda viei și a vierilor. Isus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un grad, cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zădit un turn. Apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor, a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei cei ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. Fără rod, fără rod. A trimis iarăși la ei un alt rob. Ei l-au rănit la cap și l-au baciocorit. A mai trimis un altul pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții Dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el, dar vieria aceia au zis între ei: Iată moștenitorul, veniți să-l omorâm, și moștenirea va fi a noastră. Și au pus mâna pe el, l-au omorât și eu aruncat trupul afară, din vie. Acum, ce va face stăpânul viei cu vierii? Va veni, va nimici pe vierii aceea și via o va da altora. Oare n-ați citit locul acesta din scriptură, piatra pe care au o repădat-o zidarii, au ajuns să fie pus în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta și l-au lăsat și au plecat. Deci mai bătrânii, Iisus le spune viața lor. Spune dinainte ce o să facă cu el. Și el tot și ei tot sunt în inima lor complet împietriți. Nu este repetiția acelor lucruri? O, Ierusalim, Ierusalim, câți profeți ți-am trimis și tu i-ai omorât? I-ai aruncat afară, ți-ai bătut joc, n-ai dat rod viei. Care nu e via ta, e via stăpânului. Vedeți? cum Isus Hristos încearcă prin aceste multe exemple să deschidă ochii atât ucenicilor săi, cât și a celor conducători. Despre cine este vorba? El acum va fi omorât, dar într-o zi va veni ca rege și atunci va cere socoteală acestor vieri ce au făcut și cu el și cu urmașii lui sau cu, pre... cu, cei care au venit înaintea lui, ca Ioan Botezătorul și ceilalți profeți și slujitori. Dar au mai venit și cu alte întrebări, pentru că vreau, veneau din toate direcțiile cu birul cezarului. Trebuie să plătim impozite? O întrebare simplă. Atunci Iisus le-a zis, dați dar cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu și se mireau foarte mult de el. Acum noi avem o problemă câteodată cu birurile acestea, pentru că n-am vrea să dăm așa de mult. Sau zicem că e nedrept. Cum o fi și nu fi? Noi va trebui să dăm socoteală într-o zi a lui Dumnezeu ce am făcut cu avutul lui. Pentru că și ce dăm cezarului și ce dăm lui Dumnezeu nu vine de la noi. Noi suntem doar administratori. Și atunci, de ce să nu administrăm banii așa ca și când îi administrăm pentru Dumnezeul nostru? Să știm unde să dăm și ce să facem. Și să mergem în așa măsură să putem să dăm socoteală că El ne va cere socoteală. Ce ai făcut cu ce este a Cezarului? Poate cezarul nu ne va cere stocoteală, dar Iisus dorește ca să fim liberi, să nu avem nimic pentru noi. Să înțelegem legea și să înțelegem că El este judecător. Apoi l-au ispitit și cu învierea morților. Știm această istorie care s-a duce ei la Duhul Iisus. A cui nevastă va fi acea femeie care a avut șapte frați, care au murit unul după altul și nu i-a făcut niciun copil, niciunul. Cui va fi la înviere? Și Iisus le răspunde, de drept răspuns Iisus le-a zis, oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? N-aveți sabar, căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita ci vor fi ca îngeri în ceruri. Dar evident este vorba de cei mântuiți care vor fi atunci în viață. De aceea Iisus le spune mai departe, voi n-ați citit că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise în rug, că El este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Zice, Dumnezeu este oare un Dumnezeu al morților sau a celor vii? Iisus Hristos, ca rege, este viața. El este viața și învierea. El este viața nouă. Există două feluri de oameni care dorm în țărâna pământului. Sunt cei vii și cei morți. Toți dorm că acest, acest uh, somn al morții nu este moarte în realitate. E doar un somn. Toți cei care au murit morți, începând cu Cain, mai încolo, sunt morți în acest somn al morții. Iar toți care au murit, Adam și Eva și Abel, și care au murit în credință, au murit vii pentru că aveau viața lui Hristos în ei. Și când ai viața Domnului Hristos în tine, cum poți să mori? Nu poți să mori. Iisus a zis, cine are pe fiul, are viața și chiar dacă ar muri, tot trăiește. Nu trăiește undeva în ceruri sau cum mulți se închipuie. El este viu pentru că viața lui este în Hristos, care este viața noastră. Așa cum viața noastră moartă vine din Adam, viața nouă vine din Hristos. Ea este o viață veșnică, Ni ea există în El. Și cine este în credință în El, El există veșnic. Și va învia în ziua când Isus va reveni. Pentru că El este viața și Regele asupra vieții. Nu știți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Învierea morților este un act divin, un act al Regelui. Numai El poate să-l producă. Și El va învia și pe unii, și pe alții dar pe unii care vor merge în cer și nu se vor mărita și vor fi ca îngerii și ceilalți care vor învia pentru judecată și condamnare. Oare noi pricepem? Iar apoi, la sfârșit, el vine cu Constituția Regal, Legea Supremă. Ca rege trebuie să ai o lege. Și vine acest cărturar sau avocat și îl întreabă acea întrebare, care este cea din tâi din porunci? Și sus, pentru că e renece, îi răspunde foarte clar. Cea din tâi este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este un singur domn. Adică o singură sursă de dragoste. Nu mai există altul pe lângă el. Aceasta este prefigurată în prima tablă a legii. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Prima tablă. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Adică treaga ta ființă e dependentă de Dumnezeu. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Adică l-am pe Dumnezeu la intrare. Și pe mama și tata și soția și restul lumii la ieșire. A doua tablă a poruncii. Pentru că fiecare este un canal care îl iubește pe Dumnezeu nu să-i dea ceva, ci să ia. Pentru că nu avea cum să poată să dea mai departe ceva la aproapele când n-are ce să dea de la sine, că un canal este gol. De aceea, Isus răspunde acestui avocat sau cărturar. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. El ca rege putea să spună aceasta. Și nimeni nu întâznea să mai pună să mai pună întrebări. Deci, îl vedem pe Hristos în aceste lucrări, în ultima sa săptămână, pe acest pământ, identificându-se ca rege. El, vom vedea și în fața lui Pilat, e rege. Dar zice, împărăția mea nu este de pe pământ. Însă el aici pe pământ a vrut să facă clar fiecăruia că el este regele care vine. Și în evenimentele care l a explicat, a prefigurat, a spus pe dinainte cum va fi judecata final? Mai este un lucru care le identifică tot pe Isus Carege. Când uh, a văzut Petru și ucenicii că zmocinul a fost uscat. Și Iisus le răspuns de acolo, versetul 22, capitolul 11. Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva a muntelui acestuia, ridicăte și aruncăte în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că se zice, se va face, va avea lucrul cerut. I-a chemat Isus ca să aruncăm uh, munți în mare? De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Este o experiență fenomenală, să știți. Să ai acea încredere că l-ai chemat pe Hristos, l-ai te rugat la Dumnezeu și știi. Mai devreme să mai târziu, tu vei primi răspuns. Este fenomenal să știm că El ne ascultă. Să avem acea credință clară că El ascultă. Dar acum vine o condiție pentru ascultarea rugăciunii. Și când stați în picioare, de vă rugat să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Deci iată judecat. Judecat. De ce să iertăm? Pentru că nu ne se face nou Dacă noi ne punem în locul lui Dumnezeu, și își zicem că nouă ni s-a făcut rău, atunci, da, poate putem ierta anumite lucruri, dar sunt lucruri care nu le putem ierta. Și atunci, nu vom fi nici eu iertați. Pentru că noi ne punem drept judecător. Când Isus spune, eu sunt judecătorul. Tu trebuie să știi că nimeni nu face greșel față de tine. Cine greșește, mie îmi greșește. Dar dacă tu iei acel lucru personal și nu poți să-l nu poți să-L dai drumul să nu-L preiei personal, atunci nici rugăciunea ta nu poate să fie ascultată pentru că te pui în locul meu, ca rege. Crezi că ție ce ți s-a făcut rău. Deci, vedem în această fază a lucrării Hristos că el se arată ca rege. Deci odată nu s-a identificat așa concret, mai ales ca judecător suprem. Noi, pe ce parte vrem să stăm? Ca cei care știu că ei sunt copilul lui Dumnezeu, cărora nu se poate greși și atunci ei sunt mereu în iertare? Sau suntem de aceia care zicem, stai așa că mi-a greșit, mie îmi datorez, mie mi-a făcut așa, mie mi-a făcut așa, cum vrem să facem? Trebuie să înțelegem, în rațiunea noastră, să înțelegem cine suntem. Suntem un canal gol, dar care poate fi umplut din Dumnezeu și putem să oferim lumii, viața cu rod care îl produce dragostea. Dumnezeu se va uita la rodul vieții noastre. Vrei? mult rod sau puțin. Eu îmi doresc, când Iisus se apropie de smochinul pomului meu, să găsească mult rod. Și sper că și tu vrei același lucru. Dar pentru aceasta va trebui inima noastră să fie curată. Că atunci când cerem să ni se și dea, ca să putem aduce mult rod. 아미.